Zâmbete, bucurie și multă distracție pentru copiii care au ales să-și petreacă vacanța de vară la tabăra de odihnă Păieniţa însorită din orașul Drochia. Copiii spun că după un an de școală sunt dornici de odihnă și noi prieteni. Îmi place foarte mult tabăra. Am fost deja aici a patra oară. Este mâncare foarte gustoasă. În fiecare zi aflăm ceva nou. Sunt mulțumită că medicii mereu sunt în supraveghere. Plus la asta, în fiecare zi sunt concursuri, descoperim noi talente, desenăm, dansăm, învățăm dansul și, nu știu, am făcut mulți prieteni și ne ținem legătură în continuare. Am venit aici ca să mă odihnesc. Toată ziua stau cu prietenii mei. Ne jucăm la plasă, volei, ne jucăm în căsuță, interesante jocuri. Am venit cu două prietene și mi-am mai făcut niște prieteni. Aici la tabără mă ocup cu diferite jocuri, ne hrănește bine, am prieteni noi, prietene și e foarte bine. Sunt aici la tabără Păinița Însorită pentru al doilea an și vin în fiecare an cu o mare plăcere, deoarece plec de la tabără Păinița Însorită cu multe amintiri pe care nu le voi putea uita niciodată. Aici desenez cu fetele, cu prietenii, îmi fac mulți prieteni noi, particip la diferite concursuri. Pentru copii sunt desfășurate activități sportive, culturale și educaționale. În tabăra de odihnă Păienița Însorită activează 16 educatori, printre care sunt mai multe cadre tinere. Sunt primul an aici, am venit aici în calitate de educator practicant, deci făcând practica universitară în cadrul tabelei. Deci, venind prima zi aici, la început mi-a fost un pic greu, treptat m-am acomodat, am intrat în atmosfera copilăriei, să zicem așa. Ca și în fiecare an, administrația taberei a pregătit un șir de surprize plăcute pentru o odihnă bună a copiilor. Programul taberei de odihnă se subordonează regimului, și anume, deci activitățile de bază ale taberei sunt următoarele. Copiii se trezesc la 8 dimineața. A fost solicitarea lor, fiindcă ceea ce este mai interesant, ceea ce este mai dulce este somnul. După care copiii merg la gimnastică, la procedurile de apă și masa. Urmează activitățile în grup, activități educaționale proiectate și realizate de către educator. După care avem activități pe tabără, de asemenea, proiectate la nivel de senatul taberei, cu ajutorul copiilor, ceea ce le-a fost lor mai interesant, ce noi am proiectat. Dornici de distracție și timp liber, în turul 2 la tabăra de odihnă Păienița Însorită își petrec vacanța de vară 246 de copii. Următorul și ultimul schimb va fi pe data de 13 iulie.